felie de pâine cu unt mi-a salvat viața. Am avut o viață frumoasă alături de el, însă după ce soțul meu s-a prăpădit și am rămas singură, totul a devenit mai greu. Eram copleșită de datorii și de necazuri și nu aveam ajutor deoarece nu aveam copii. Doamne, ce bine ar fi fost dacă Dumnezeu s-ar fi îndurat de mine și mi-ar fi dat și mie un copil în tinerețe. Erau zile în care tot ce aveam era un colț de pâine, dar eram recunoscătoare și pentru acela, deoarece știam că în lume erau oameni care poate nu îl aveau nici pe acela. Într-una din zile, la ușă mi-a bătut un băiat. Am deschis ușa și el a început să-mi prezinte niște produse medicale. Un aparat care, cu ajutorul unei lumini, putea atenua inflamația din corp și diverse alte afecțiuni. L-am privit și i-am spus: "Dragul mamei, aș cumpăra, dar nu am posibilitate." Băiatul era atât de dezamăgit, încât dezamăgirea îi se putea citi pe tot chipul. Chiar dacă i-am spus că nu am bani, băiatul nu plecase de la ușă. Mă privea cu o tristețe de nedescris. Am simțit că ar fi vrut să-mi spună ceva, dar că nu avea curaj. Mi-am dat seama că bietul băiat era flămând și însetat. Atunci i-am spus: "Dragul mamei, îți este sete?" "Da, mamaie, îmi este foarte sete," mi-a răspuns el. "Intră să îți dea mamaia o cană cu apă," i-am spus eu. Băiatul a intrat, și-a dat rucsacul jos, iar apoi s-a așezat la masă. I-am dus o cană cu apă, dar știam că îi este foame, așa că am căutat să-i dau ceva de mâncare. Mai aveam doar o felie mare de pâine. Am luat-o și am uns-o cu unt și i-am pus-o băiatului pe o farfurie, apoi i-am spus: "Dragul mamei, văd că vii de la drum lung și sigur ți-e foame. Nu mai are mama decât o felie de pâine cu puțin unt, dar ți-o dau cu tot dragul ție." Obrajii băiatului se înroșise de rușine și mi-a mulțumit din toată inima. Am mâncat acea felie de pâine până la ultima firimitură. Chiar îi era foame, dragul de el. M-am bucurat mult că am putut să-l ajut. După ce băiatul a mâncat, mi-a mulțumit încă o dată și a plecat. Iar eu am fost tare bucuroasă că în acea zi am putut face o faptă bună și că am hrănit un copil flămând. Trecuse câțiva ani și mă îmbolnăvisem. Am ajuns de urgență la spital și vreo 5 medici se învârteau în jurul meu. Aveam nevoie de o operație destul de delicată. A doua zi, medicul a venit și mi-a explicat cu calm tot ceea ce urma să-mi facă. Mă rugam la bunul Dumnezeu să fie totul bine. Asistenta a venit și m-a pregătit pentru operație, însă mi-a și spus: "Mamaie, operația aceasta este una foarte costisitoare. Ai copii? Rude? Pe cineva care să te ajute să achiți?" "Nu am pe nimeni," i-am răspuns eu cu tristețe în glas. Asistenta m-a luat și m-a dus în sala de operație. M-au pregătit, iar când m-am trezit, eram deja operată. Medicul a venit la mine și m-a întrebat cum mă simt. I-am spus că mă simt mult mai bine, iar el s-a bucurat mult, însă eram foarte îngrijorată în privința facturii. Nici nu mă puteam bucura de faptul că mă simt bine, deoarece trebuia să plătesc acea operație costisitoare și nu aveam de unde. Am mai stat internată 4 zile, iar în ziua externării, când asistenta a venit cu factura finală, eram îngrozită. Am luat-o în mână și am citit-o. Însă în colțul din stânga jos, unde ar fi trebuit să fie totalul, scria: "Achitat integral cu o felie de pâine cu unt și cu un pahar cu apă." Nu înțelegeam ce anume însemna acel lucru, însă apoi am realizat că acel băiat flămând pe care l-am hrănit în acea zi a devenit doctor și el era cel care m-a operat. Eram uimită de felul în care Dumnezeu lucrează prin oameni. Felia aceea de pâine pe care i-am dat-o băiatului mi-a salvat viața. Această poveste frumoasă ne reamintește că atunci când facem o faptă bună, acea faptă bună se va întoarce la noi chiar atunci când ne așteptăm mai puțin.